Bună dimineața, pacea Domnului, merge, da? Avem astăzi a cincea prezentare sau a patra? A cincea și este drumul spre viață și spre moarte. Am pus aici două drumuri, care unul am ales să fie să meargă, să fie drumul morții, și celălalt să fie drumul vieții. Și acum, unde este sfârșitul drumului morții? Este în iazul cu foc, da? Și unde este sfârșitul drumului vieții? Noul Ierusalim. Și acum, când a început acest drum al morții? Doftim? De? Deci, cu păcatul lui Adam și când a început drumul vieții? După învierea lui Hristos, da? Cu învierea lui Hristos. Știm că prin serviciul sanctuarului era acest lucru prescris, dar tot o viață nouă trebuia să fie aceea cu de-abia cu învierea lui Hristos începe drumul vieții în realitate. Și cât sunt pe drumul morții? Toți este prea mult spus, trebuie să specificăm un pic mai. Toți care se nasc pe acest pământ sunt pe drumul morții. Și cât sunt pe drumul vieții? Toți care se nasc din nou. Da? Și acum se pune întrebarea, unde este răscrucea celor două drumuri? Unde este răscrucea celor două drumuri? Dacă toți ne naștem aici, cum ajungem să pășim pe drumul celălalt? Și atunci trebuie să știm unde este răscrucea și ce face ea să fie. Am văzut și repet din nou schița noastră de bază, sper să nu vă plictisiți, dar repetiția este mama oricărei învățături. Spiritul omului trebuie să ia decizii ca să-și pună trupul în mișcare, și aceste decizii trebuie să le ia pe baza nevoilor sale. El trebuie aceste nevoi să le ia din sursa care Dumnezeu a pus-o la împlinire, pentru că el are un scop de împlinit și doar din Dumnezeu poate să-și ia aceste nevoi, această putere, ca să facă și să împlinească scopul. Cine i-a dat lucrarea de făcut omului? Dumnezeu i-a dat lucrarea de făcut. A avut el să aleg, să zică, nu, Doamne, vreau să fac altceva? Da sau nu? Ni se dă alegerea, dacă suntem ființe create, să alegem să facem ce vrem? Da sau nu? Nu, ne dă doar alegerea să facem cum vrem. Da? Deci doar cumul este alegerea noastră și nu ceul. Deci ne-am trebuit să ne legăm de Dumnezeu prin încredere și să luăm informația sa prin credință. Am văzut că Adam, la început, a fost în credința în Dumnezeu. El nu a putut să mănânce din pom pentru că credința sa se baza pe acel lucru care este neschimbabil și anume legea lui Dumnezeu, nevoile și neschimbabilitatea speciei sale. Acest Adam, cum am văzut ieri, avea o conștiință curată, el putea să trăiască așa cât timp veșnic. Însă știm că el s-a înșelat și am văzut această înșelare mai mult, devenind Dumnezeu, nimic nu mai este neschimbabil, totul este schimbabil
specia lui poate să-și o schimbe, nevoile sale poate să le schimbe, poate să fie independent spiritual, Dumnezeu nu mai are nevoie, cuvântul lui Dumnezeu nu mai are valoare, dar acum are valoare cuvântul lui Satana și a oamenilor. Trăiești dacă mănânci credința lui în cuvântul omului sau a Satanei, îl face să mănânce din pom și astfel el ajunge să fie om mort. E mort sau nu e mort? Cât de mort? Cât de mort? Cât de mort? Am gândit azi dimineață, de ce leproșii când erau vindecați, mai trebuiau să aducă o jertfă dacă deja erau vindecați? De ce după ce necurăția se termina, la sfârșitul necurăției îi aduceai jertfă? Păi mărturie pentru preoți, că alții nu știau. Dar ce? De ce ei trebuiau să aducă o jertfă? Pentru că erau acum curați. Nu aduceau jertfa ca să se curățească. Nu? Ci aduceau jertfa la sfârșit de procesul de curățire. Și femeia care avea copii născuți și când avea perioada și când oamenii aveau anumite boli și bărbați, toate se aducea jertfa la sfârșit. Și acest lucru, să ne gândim un pic la el, de ce a fost așa? Că noi am presupune unde ar trebui să fie jertfa. La început, nu? Dar există un lucru pe care Dumnezeu vrea să-l comunice ca să-l înțelegem și cred că ăsta noi nu l-am înțeles pe deplin ca să înțelegem, aha, acum face sens, de ce atunci trebuie să aduc jertfa. Spuneți-mi, dacă noi am ajunge să fim desăvârșiți în spiritul nostru, am putea intra în cer sau n-am putea? Da sau nu? Păi nu, păi suntem deja curați. Cum am ajuns curați? Prin Domnul Hristos. Acum suntem curați. Putem intra în cer sau nu putem? Nu putem intra. De ce? Păi aia o face în timpul vieții. Că atunci când ești mort, nu mai... Aia este atunci când ești desăvârșit. Ce trebuie să se mai întâmple când ești desăvârșit? Trebuie să mori. Da? Sau să fii transformat. Pentru că așa cum ești, nu poți să intri în împărăția cerului. Chiar dacă ești pe din afară sau chiar dacă ești în inima ta curat. Da? Deci sunt anumite lucruri care în tot serviciul acela de a sanctuarului Dumnezeu ne transmite și dacă nu înțelegem starea omului, cum se naște el, este imposibil să înțelegem planul de mântuire. E imposibil să înțelegem planul de mântuire. De aceea, cum poate acest spirit să fie recuperat? Și acum sunt curios la răspunsul vostru. Cum poate acest spirit să fie recuperat? Prin ce? Nu, acest spirit al lui, acest spirit sau acest om mort, cum poate fi recuperat? Doar prin moarte. De ce doar prin moarte? Poftim?
Da, deci nu se poate recupera. Cine cere moartea? Da? Deci, plata păcatului este moartea. Care moarte? Deci, moartea veșnică, nu prima moarte. Da? Exact. Deci, omul ăsta trebuie omorât de tot sau numai jumate? Păi, nu există spiritual de tot. Păi, asta trebuie să vedem. Deci, aici trebuie să avem o claritate absolută. Ce cere legea? Moartea trecătoare sau moartea veșnică? Da, deci legea cere moartea veșnică. De aceea, toți cei care vor fi mântuiți, ce va trebui să fie experimentat? Care moarte? Exact, moartea veșnică. Pentru că omul, așa cum s-a născut, așa cum Adam a căzut, este imposibil să fie recuperat nici măcar un fir de păr de la el. El este pe deplin mort. De aceea, dacă înțelegem această stare în care noi ne naștem, vom aprecia și mântuirea pe care Dumnezeu a făcut-o, altfel nu vom aprecia și nu vom ști ce este acolo care a făcut Dumnezeu pentru noi. Deci doar prin... Da. 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 Sigur, sigur. Deci Moise a fost înviat și iar ceilalți doi, Ilie și Enoch, nu au murit, dar au fost ce? Transformați. Pentru că ei nu puteau să intre în cer decât dacă mureau definitiv înainte. Nu, tot, adică, da, deci ei au fost, transformarea este tot o moarte absolută, da? Pentru că, da, deci nu este că tu e doar o clipă sau că te culci și dormi 1000 de ani sau 2000, nu este nicio diferență, pentru că este o transformare, ambele sunt doar o clipă, da? Ok, noi am văzut că omul acesta are o șansă prin moarte când el ce înțelege? Ce trebuie să înțeleagă ca să aibă, ce trebuie să înțeleagă întâi? Deci întâi, care trebuie să fie pasul care trebuie să-l înțeleagă? Că este mort și că ce? Trebuie să moară. Ușor sau greu? Da, pentru că nu am înțeles starea în care noi suntem. De aceea Dumnezeu trebuie să facă o minune, așa zis, a harului, ca noi să putem în conștiința noastră, cum am văzut ieri, sau în rațiunea noastră să înțelegem ceea ce nu este schimbabil. Și anume este legea lui Dumnezeu. De ce ne-a dat Dumnezeu legea celor morți? Adică ce să conștientizăm? Că nu putem să o ținem. Da? De aceea ni s-a dat legea. Că nu putem să o ținem. Dar acum Satana vine și zice, da, poți să o ții, nu? Nu? Evreii țineau toate 10 porunci. După literă, Pavel a zis, eu sunt neprienit, fără nicio... Da? Și el unde era? Ce a zis el însuși? Despre sine. Da? Sunt mort. Deci,
Legea ne-a fost dată să înțelegem starea în care suntem. De aceea legea este un instrument spre viață sau spre moarte? E faină întrebarea, nu? Legea unde ne duce? La viață. Spre viață, dar la moarte. Da, deci legea ne duce la moarte. De aceea, știți, Pavel a înțeles aceste lucruri și ne lasă așa paf că noi îl citim și nu înțelege nimic din ceea ce citim. Pentru că el în spate știe ceea ce este problema. De aceea zice, Iisus a devenit ce? Și blestemul a cui? Blestemul legii. Și atunci, dacă n-ai înțeles ce înseamnă acest lucru, cum stai? Cum Iisus să fie ajuns blestemul legii? Pentru că zice tot, fiecare care atârnă pe cruce este blestemat. Era Iisus, în sensul acesta, blestemat? Ce înseamnă acest lucru? Deci, trebuie să înțelegem că legea nu ne poate mântui. Amin sau nu? Nu prea sunteți așa de hotărâți. Dacă ești adventist sau eu știu ce orice alt creștin cu legea, nu poți să accepți că legea nu te poate mântui, ea doar te poate condamna. Da? Nu te poate mântui. Ea doar te poate condamna. De aceea, Pavel când scrie în Romani 8:3, știți foarte bine acest text, unde zice ceea ce cine nu putea face. Ce căci lucru cu neputință legii, întrucât firea pământească o făcea fără. Are legea vreo putere pentru firea păcătoasă? Nu. Ea doar poate să îl condamne pe fiecare care este în firea păcătoasă. Și acum, dacă satana vrea să-i păcălească pe oameni, cum poate să-i păcălească cel mai bine? Să păzească legea în firea păcătoasă. Și atunci ei se cred că sunt neprihăniți, ei se cred că pot să intre în cer. Și așa a fost întregul popor evreu când a venit Iisus și înainte, ei se încrezeau în legea lor că este mântuitoare. Să știți adevărul că legea nu te poate mântui, e enorm de hotărător să înțelege. Enorm de hotărător. Pentru că, dacă sunteți sinceri cu voi, vă vedeți, vedea că vreți să fiți mântuiți prin lege. Da? Deci, da. Deci suntem așa într-o situație în care noi trebuie să înțelegem, legea ne arată că suntem neînstare să o păzim. De aceea legea este pentru mine ca medic mijlocul pentru care să-l pot arăta omului starea în care este. De aceea când am început să țin prezentările mele de sănătate, le-am numit misterul vieții. Și când am văzut că misterul vieții sună ca misterios, da? Am schimbat titlul general al prezentărilor și le-am pus legea vieții. Sună mai bine. Pentru că legea pentru ce a fost dată? Mai fiți atenți ce răspundeți. Nu, legea de ce a fost dată? Încă nu sunteți cu mine. Legea de ce a fost dată? Spre viață sau spre moarte? Deci când s-a dat legea? De când există legea?
dinainte, nu? Și atunci, ce zice Pavel în Galateni și în Romani? Legea pentru ce a fost dată? Că cel care o face, ce face? Trăiește prin ea. Deci legea a fost dată pentru ce? Pentru viață. Iar în Roman 8, nu, 7, 6, 7, ce zice? Legea care a fost dată pe viață mi-a adus moartea. Nu? Deci, să nu fim neclar. Legea când a fost dată spre viață. Dar în momentul când nu mai poți să o ții, ea este ce? Îți dă moartea. Și dacă nu mai poți să o ții, evident că ești sortit morții. Dar legea a fost dată spre viață. De aceea trebuie să arătăm oamenilor, legea lui Dumnezeu a fost dată spre viață, dar datorită firii noastre, ea ne devine condamnare. Pentru că nu mai putem să o împlinim. Și cine nu poate să împlinească legea, trebuie să moară, n-are încotro. Deci când am pacient în fața mea, eu trebuie să explic legea care a fost dată spre viață, dar care acum îi cere moarte. Fără lege, aș fi pe deplin pierdut cu pacienții mei. N-aș putea să le arăt poziția în care sunt. Și așa mult mă bucur, ori de câte ori, când am pacienți care sunt așa de clar în imposibilitate de a-și iubi pe mama sau să-și iubească tata sau să-și iubească, eu știu, copilul sau ăla care a făcut rău, atunci e așa de fain când auzi din gura acestui pacient, eu nu pot. Nu pot. Nu pot să iubesc. Voi aveți așa niște oameni care nu-i puteți iubi? Avem sau nu avem? Nu te... Ești bine că... E bine să închidem și ochii, știi? Să nu ne mai vedem. Dar incapacitatea noastră de a iubi pe cel păcătos ne face să vedem că avem nevoie de un mântuitor. Și până când nu am această lege clară, te va scuti legea dacă tatăl tău te-a abuzat și tu nu poți să-l iubești, că nu vei fi bolnav? Nu te scutește legea. Pentru că așa a făcut Dumnezeu când spiritul nostru nu iubește, adică face inversul iubirii, depune forță, trupul acesta să se îmbolnăvească, să se distrugă. Pentru că legea cere ca să pot iubi pe fiecare. Și cerința legii nu se poate schimba niciodată. Eu am văzut-o pe trupul omului. Că legea este neschimbătoare. A venit odată o pacientă la mine și avea urechea plină cu mucus în spatele timpanului și era peste 80 de ani deja și ea s-a uitat la literatura mea care am acolo în sala de așteptare și zice, dumneavoastră sunteți cam cu legea. Mi-a zis că a citit acolo o carte cu legea și zice, nu știți că legea s-a dat jos pe cruce? Nu mai avem lege. O? Și atunci zic, dar dumneavoastră, de ce vi s-a înfundat urechea? Că legea mai există sau nu mai există? Înțelegeți? Deci, ea i s-a înfundat urechea, s-a infectat urechea, avea mucus în spate, nu putea să audă, pentru că auzise nu de mult că soțul a abuzat și pe fica mai mare, sau că știa că abuzase una sau două din fiice, dar una nu știa încă. Și soțul ei murise. E un caz foarte interesant, care l-am mai povestit eu, dar
poate îl spun așa în întregime, femeia asta era tânără credincioasă și bărbatul ăsta venea după ea să o căsătorească. Și ea nu vrea să-l ia că nu era creștin. Și însă el tot insista, până la urmă s-a gândit să dea o, să facă un semn. Și s-a gândit și ea și mama ei în același timp la acest semn. Și anume, era o zi de noiembrie cu ploaie și vânt întunecată și a zis, dacă mâine e soare și nu e niciun nor pe soare, înseamnă că este voia Domnului să iau pe omul ăsta de bărbat. Ce credeți că a fost a doua zi? Fără niciun nor. Nu s-a uitat la prognoză. Ea și mama ei, acum asta e pe vremuri când prognoza nu exista, da? Acum, dacă ea avea 80 de ani, acum 20 de ani, sau 10 ani, sunt 90 de ani în urmă, în 1910-20 nu aveai prognoză. Da? Și când ea s-a văzut soarele la pe cer, l-a luat de bărbat. Cine i l-a dat? Ea a constatat că omul acesta e un om foarte abuzător, fără nicio reținere sexuală, el era pe deplin corupt și dar ea a zis, Dumnezeu mi l-a dat, trebuie să-l țin. Experiența ea cu Dumnezeu. Păi, da, sigur, deci, de-a fel să zic, noi nu avem nevoie de semne, că avem legea, avem acele lucruri care sunt clare. Însă, vedeți că dânsa a intrat acum, Dumnezeu i-a dat acest bărbat și acum stă cu el toată viața lui. Pe la vreo 60 de ani, el reușește să-l pocăiască. Și omul vine la biserică. Și vine la biserică și devine misionar. Dar misionea pe cine? Misionea femeile. Și a început să dea bătaie pe acolo prin biserică cu misiunea femeii. Și a murit în biserică. Într-o zi, la 70 ceva, nu știu câți ani, de infarct la inimă. Când dușmanul lui în biserică predica în față, el s-o fi supărat ceva, dar acolo Dumnezeu l-a pus la odihnă. El abuzase și fetele și acum auzise de curând, că era câțiva în mod, că abuzase și pe fiica cea mare sau care a fost și asta i-a făcut să se supere, să-l iubească sau să nu-l iubească. Da? Și atunci s-a făcut ce? Urechea s-a înfundat. Și acum, mai există lege sau nu mai există lege? Să știți, boala dovedește incapacitatea omului să țină legea. Pentru că nu mai putem. Vrea ea să nu țină legea? Vrea ea să nu-l iubească? Dar cu cine are lupta cea mai mare? Cu Dumnezeu. Pentru că e la Dumnezeu bun care îți dă așa un soț. E bun sau nu e bun? Nu le-a băgat pe gât, dar vedeți, când omul nu cunoaște cum stau lucrurile, el ajunge în așa o stare. Dar să știți, boala dovedește că eu sunt incapabil să țin legea. Tot ce mi-arată mie în trup, Dumnezeu îmi descoperă. Mă acuză dacă nu pot să țin legea sau nu mă acuză? Doar este o conștientizare, este un har.
E un har să vezi că nu poți să ții. E un har să vezi că nu poți să ții. Ca apoi să alergi unde? O? Unde ne duce legea, neschimbabilul? Ne duce la soluția care Dumnezeu ne-o dă. Ca noi, prin credință, să aplicăm soluția și să fim mântuiți. Deci, haideți să trecem repede. Mântuirea este crucea și schimbarea vieții noi. Și acum, mulți nu înțeleg legea eredității, de aceea trecem așa repede prin ea. Adam este viața lui Adam, Eva nu are viața ei, ci are viața lui Adam. Toți oamenii care se nasc pe pământ au o singură viață și aceea este viața lui Adam. Noi suntem doar, indivizii, multiplicarea acestei singure vieți. Dumnezeu i-a dat o poruncă lui Adam, o cunoaștem, el ascultă de Satana și șarpele i-a zis femeii hotărât că nu veți muri. No? De care moarte vorbește? Nu, de care moarte? Da, deci. Cel care calcă legea nu poate să trăiască. Să știți, dacă nu înțelegem că asta nu veți muri de moartea a doua, adică nu veți muri de loc. Nu? Dar Dumnezeu știe că ziua când veți mânca din el, vi se vor deschide ochii și veți fi ca Dumnezeu, cunoscând binele și răul. Ei au ascultat, noi știm cum s-a întâmplat, nu mai intrăm în detalii, și viața lui Adam moare în momentul când ei își schimbă natura internă, ca apoi mănâncă din copac. Căci Dumnezeu le-a spus, în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreșit. Deci când a murit omul de moartea definitivă? În momentul când a mâncat din pom. De aceea, Cain și Abel se nasc vii sau morți? Morți. De aceea, care e singura cale să ieși din moarte, din viața asta moartă? Să mori. Și Cain ce a vrut? Cain nu a văzut nevoia sa ca să moară, ci a văzut doar aduc lui Dumnezeu o jertfă. Nu? Îi dau un bine. Da? Îi fac un bine Domnului și îi aduc o jertfă. Dar i-a făcut ceva rău Cain lui Dumnezeu? Nu. Și s-a supărat? Pentru că, de ce? De ce înseamnă ascultare? Înseamnă să-ți realizezi că problema ta este una de moarte. Abel a luat mielul, l-a omorât, i-a scos grăsimea. El a făcut toate așa cum trebuia să facă, cui? Lui, nu? El a schimbat viața și a intrat din moarte la viață, pe cât Cain a rămas în moarte. Și acum noi cu toții suntem născuți în această viață moartă. Și acum, moartea unde se află? În trupul nostru sau în spiritul nostru? În spirit. Deci păcatul se află în spirit, de aceea trebuie spiritul să fie refăcut. Da? Că dacă ar fi în trup păcatul, ar fi jale, nu se mai poate reface nimic. Deci, noi ne naștem cu toții morți. Ne spune Biblia că suntem născuți morți sau nu ne spune? Trebuie să citim Biblia pentru asta sau suntem toți de acord? Deci trebuie să citim Biblia sau nu trebuie să o citim? Ca să vedem textele. Da? Da? Și unde să începem? Poftim? 2, 3. Deci, Roman 3.
de la versetul 9. Ce urmează atunci? Suntem noi mai buni decât ei? Nici de cum, fiindcă am dovedit că toți, fie iudei, fie greci, sunt sub păcat. Ce înseamnă să fii sub păcat? Da? Adică condamnat la moarte. După cum este scris, nu este niciun om neprihănit, nici unul măcar. Nu este niciunul care să aibă pricepere, nu este niciunul care să caute cu tot din adinsul pe Dumnezeu. Toți s-au abătut și au ajuns niște netrebnici. Nu este niciunul care să facă binele, niciunul măcar. Gâltejul lor este un mormânt deschis, se slujesc de limbile lor ca să înșele, sub buze au venit de aspidă. Gura le este plină de blestem și de amărăciune și au picioarele grabnice să verse sângele. Prăpădul și pustirea sunt pe drumul lor, nu cunosc calea păcii, frica de Dumnezeu nu este înaintea ochilor lor. Știm însă că tot ce spune legea, spune celor ce sunt sub lege, pentru că orice gură să fie astupată, fie toată lumea să fie găsită vinovată înaintea lui Dumnezeu. Căci nimeni nu va fi socotit neprihănit înaintea lui prin faptele legii, deoarece prin lege vine cunoștința deplină a păcatului. Căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu și sunt socotiți nepliniți fără plată prin harul său, prin răscumpărarea care este în Iisus Hristos. Textele care spun că noi în Efeseni, nu știu exact, dar că noi toți am fost morți și acum suntem înviați, da? La viață. Cred că ideea că noi suntem morți, născuți în această stare, este foarte clară în Biblie, dar nu este foarte clară în mințile celor credincioși. Da? De aceea ne ajută legea eredității, care ne spune, poza asta o știți, am arătat și la copii, noi toți ne-am născut cu o viață moartă, pentru că toți nu avem acces la Dumnezeu. Și cine n-are acces la Dumnezeu, calcă ce? Calcă legea, el are acces doar la mama și la tata, la copii, la aia, la aia, dar nu mai are acces la Dumnezeu. Deci, care ar fi lucrarea cea mai dificilă a lui Dumnezeu să arate omului starea aceasta? Și starea aceasta să vezi că ești sclavul lui Satana este hotărătoare să o recunoaștem. Trebuie să vedem starea aceasta. Și starea aceasta este cel mai greu de văzut, că dacă tu ești Dumnezeu, tu ești întotdeauna în ordine și întotdeauna știi mai bine și toate lucrurile sunt așa cum le vezi tu. Deci cea mai grea lucrare. De aceea boala este un ajutor enorm și păcatul este un ajutor enorm ca omul să-și dea seama de starea în care el este. Pavel scrie întregul roman pentru acest scop, nu? Să explice iudeilor, nu? Care erau în Roma, care este problema lor. Deci, vedem că omul, spiritul trăiește din informație, adică din ceea ce se spune și citește și trăiește dintr-o legătură, dintr-o încredere. Informația se crede, legătura se face prin încredere. Deci informația trebuie să fie opusă nevoilor noastre pentru ca să vedem euul. Dacă nu este opusă nevoilor noastre, nu vedem. Da? Deci dacă nu vine cineva și ne face nedreptate, nu vedem că avem o problemă. Da? Și atunci, lipsa de iubire, vă supără sau nu? Fiecare problemă apare pentru că omul crede că nu este iubit. Și probabil că are dreptate că acea iubire care o așteaptă la un om nu este acolo. Dar lipsa asta de iubire, el o ia personală, se împotrivește și nu mai poate nici el să iubească.
Astfel, lipsa de iubire a celorlalți descoperă în el problema lui. O? Că dacă ar fi toți iubitori în jurul nostru, cum ar fi? Am zice că totul e bine. O? Dar lipsa de iubire ne descoperă că noi nu suntem în ordine. Respingerea. Respingerea este elementul cel mai dificil pentru un om să-l sufere. Să sufere, să fie respins. Opresiunea, nedreptatea, da? Să crezi că ție ți s-a făcut nedreptate, minciuni și înșelăciune, constrângere și așa mai departe. Toate aceste lucruri sunt împotriva nevoilor noastre și ca atare, când cineva nu ni le oferă, când cineva ne dă inversul lor, eu-ul nostru, eroarea din noi se ridică ca să o putem vedea. Că altfel nu o putem vedea. Apoi, astea sunt faptele, surse de iubire, este informația care luăm de la ei. Iar apoi, legătura, pierderea sursei greșite de iubire, adică când mi se pierde omul de care sunt legat. Nu? Dacă despărțirea de persoana iubită prin mutarea în altă locație, da? Știți cât părinți suferă că copiii lor s-au mutat, eu știu, de la Sighișoara la Brașov, da? Mare distanță, nu? Dar suferă foarte mult părinții când copiii lor se fac maturi, nu? Zice, casa este goală. Când, poftim? Pustie, da. Da. Când, da, pe vremuri mai era bine că dacă ai mulți copii, pleacă unul după altul, știi? Și tot mai ai pe cineva în casă, nu? Și cum... Asta a fost ceea ce a făcut pacienta mea când avea un bebeluș așa la 40 de ani și ceva și la 2 ani și zic, nu, s-a întâmplat ca să mai aveți așa un bebeluș la... Zice, nu, ăsta l-am planificat, că ăsta trebuie să ne susține când suntem bătrâni. Ăsta nu mai pleacă. Da? Deci ăilalți doi erau deja mari, peste 20 de ani și ăsta l-am făcut ca să avem și noi cineva care să stea cu noi în casă. Nu? Nu-i fain? Plină de iubire. A, da? Ma bebelușul n-are voie să afle. Dacă află, atunci s-au dus lucrurile. Deci, divorț. De ce distruge divorțul oamenii? Da? Întreruperea contactului, moartea, existența sursă de iubire. Deci acestea sunt cele două lucruri pe care le afectează firea păcătoasă. O declanșează ca să o vedem, ca să o vedem. Da? Pentru că altfel nu o putem vedea. Deci e în interesul lui Dumnezeu să avem necazuri. Da sau nu? Adică interesul lui Dumnezeu pentru noi. Da? Adică, dar El vrea să ne mântuiască. Cine a inventat mântuirea? Noi? Ne-am dus noi să cerem mântuire? Nu. S-a dus Adam și a zis, Doamne, mântuiește-mă? Nicio șansă, pentru că nici măcar nu mai are nevoia dacă tu ești Dumnezeu. N-ai nicio nevoie de mântuire, că doar tu ești cel mai mare. Mântuirea și nevoia de mântuire, planul e făcut de Dumnezeu, El a inventat-o. Iar noi mergem și ne miluim la El și zicem, Doamne, mântuiește-ne. Când de fapt El a inventat mântuirea. Că doar când noi explicăm dorința de a fi mântuit, explicăm doar ceea ce El a pus acolo în inima noastră și, și vrea să ne ofere. Numai nu vrea să ne, să nu ne păcălim, să mergem pe calea mântuirii în mod greșit. Deci trebuie întâi să vedem firea ca să facem ce cu ea. După ce vedem firea, următorul pas este... crucea. Da? Următorul pas este crucea. Nu putem fi mântuiți dacă nu avem întâi crucea. Și acum se pune întrebarea, crucea e mijloc de tortură sau de liberare? Hai să citim textul care spune Iisus în Marcu 10:21. Iisus s-a uitat țintă la el, la cine? Ăsta e tânărul bogat. L-a iubit și i-a zis, îți lipsește
un lucru. Du-te de vinde tot ce ai, dă la săraci și vei avea o comoară în cer. Apoi ce zice? Vino, ia-ți crucea și urmează-mă. Ce trebuie să faci întâi ca să vinzi tot? Trebuie întâi să răstignești firea. Știți că așa s-a scris în acele lucruri care sunt cauză în evreiește, sunt mereu la sfârșit. Da? Deci ceea ce trebuie făcut este la sfârșit. Celălalt este ceea ce trebuie să realizezi. Deci Iisus îi spune ca să lucrul care lipsește este să fie în stare să vindă tot și să dea la săraci. Asta ce înseamnă? Să își iubească aproapelul, nu? Deci asta trebuie să o împlinească, dar nu o poate împlini decât dacă el ce face? Se răstignește, pentru că a-L urma pe Hristos ce înseamnă? Unde-L urmăm noi pe Hristos? La cruce, da? Pentru că El a venit să renunțe la sine. Că Iisus nu zice, vine, urmează-mă acum ca să... să facă binele cum... Ci vino și urmează-mă, adică fă ca mine. Fă ca mine. Și Iisus Hristos a venit să... deci... I-a oferit ceva greu sau ceva ușor, tânărul băgat? Ha? Deci el n-a văzut acea comoară în ceruri, pentru că trebuie să avem o comoară, după cum știți. Deci, ce i-a oferit Iisus? Mântuirea. El cum a plecat? Ce trist. Trist. Acum să pleci tu trist la invitația mântuirii. Face sens sau nu face sens? S-a întristat că avea multe bogății. Și atunci ucenicii cum reacționează? Zice, și noi că te-am luat, dar am renunțat la tot. Dar cine, zice ei, cine poate să fie mântuit? Pentru că la cât trebuie să renunți? Crucea nu poate să rețină nimic. Deci, exact, da. La fel și astăzi. Da. Sigur. Întotdeauna banul a fost la conducere. Acum, Luca 9, 23, 24. Apoi a zis tuturor, dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea, în fiecare zi și să mă urmeze. Și acum unii, ce înțeleg când zice Iisus să-și ia crucea? Un lucru bun sau un lucru rău? Fiindcă oricine va voi să-și scape viața, o va pierde, dar oricine își va pierde viața, pentru mine o va câștiga sau mântui. Este greu, este o invitație, o eliberare, dar dacă nu o văd ca eliberare, de aceea ce trebuie să conving întâi pe pacient ca să vrea să facă lucrurile? Adică trebuie să fie de acord a iubi pe cineva care i-a făcut rău, e un lucru bun. E un lucru bun. Numai că să fie în câștigul lui, dar să fie de acord, mă, asta e fain. Iubirea, să poți iubi pe oricine, e lucru fain. E lucru care îți face plăcere. Trebuie să fie un gând eliberator. Și, să pot iubi? Cum ajung să pot iubi? Și atunci Iisus zice, să vină după mine. În ce sens să vină după mine? Iisus ce a venit? Să-și se lepede. Zice, fiindcă oricine va voi să-și scape viața.
La ce se referă? La moarte, la viața moartă. Cel care vrea să-și mențină viața moartă, ce o va face? Își va pierde viața aia care crede el că o vrea să o aibă. Și oricine își va pierde viața, adică o va, da? Ce se va întâmpla? El va fi, va trăi și va fi mântuit. Și oricine nu-și poartă crucea și nu vine după mine, nu poate fi ucenicul meu. Deci, când Iisus a explicat crucea, a fost ceva atrăgător, ceva salvator. Dar dacă noi vindem crucea, așa cum zice, păi trebuie să-mi port și mie crucea toată ziua, trebuie să-mi port crucea, În mințile noastre, crucea nu este element eliberator, ci element împovărător. Așa îl transmitem oamenilor. Și acum așteptăm ca ei să vină la cruce? Așteptăm ca ei să zică, mă, ce frumos, vreau și eu. Da? Vreau și eu. Deci, astea le-a spus Iisus. Și acum noi nici măcar n-am zgâriat pe deasupra adâncimile acestor texte. Da? Dar sunt foarte frumoase. Apoi, Roman 6. Nu știți că toți câți am fost botezați în Iisus Hristos, am fost botezați în moartea Lui? Moartea Lui? În care moarte? Ha? Trebuie să fie moartea veșnică. Noi, deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropați împreună cu El, pentru că după cum Hristos a înviat din morți prin slava Tatălui, tot așa și noi să trăim o viață nouă. Dar nu aia veche. Nu? Că aia veche nu se mai poate înnoi. Ea trebuie distrusă. În adevăr, dacă ne-am făcut una cu El printr-o moarte asemănătoare cu a Lui, vom fi una cu El și printr-o înviere asemănătoare cu a Lui. Cum a înviat Hristos din mormânt? Muritor sau nemuritor? Nemuritor. Da? Și o înviere asemenea Lui este că cei care mor în Hristos, care mor vii, înviază asemenea Lui Hristos într-o viață nemuritoare. Știm bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu El pentru ca ce să fie distrus? Cine-i trupul păcatului? E firea păcătoasă, trupul păcatului să fie dezbrăcat de puterea Lui. A, nu mai are puterea asupra noastră. Pentru că acum putem să ținem ce? Legea. Și putem să trăim. În așa fel ca să nu mai fim robi ai păcatului. Deci, aș mai citesc aici ceea ce Pavel spune foarte frumos. Versetul 10. Sau chiar 8. Acum, dacă am murit împreună cu Hristos, credem că vom și trăi împreună cu El, îmbrăcat, întrucât știm că Hristos, înviat din morți, nu mai moare. Moartea nu mai are nicio stăpânire asupra Lui, fiindcă prin moartea de care a murit El, a murit pentru păcat, odată pentru totdeauna, iar prin viața pe care o trăiește, trăiește pentru Dumnezeu. Tot așa și voi înșivă, socotiți-vă cum? Morți față de păcat și vii pentru Dumnezeu în Hristos Iisus Domnul vostru. Deci păcatul să nu mai domnească în trupul vostru muritor și să nu mai ascultați de poftele lui și să nu dați în stăpânire păcatului mădularele voastre ca niște unelte ale nelegiuirii, ci dați-vă pe voi înșivă lui Dumnezeu ca vii din morți, cum erați,
și dați lui Dumnezeu mădularele voastre ca pe niște unelte ale neprihănirii. Căci păcatul nu va mai stăpâni asupra voastră, pentru că nu sunteți sub lege, ci sub har. Ce înseamnă să fii sub lege? Să nu ții legea, să fii sub har? S-o poți ține. Da, s-o poți ține. Dar este aici un text, versetul 7, care am vrut să-l scot în evidență, căci cine a murit de drept este izbăvit de păcat. Ce înseamnă acest lucru? Cine a murit de drept? Cine a murit de drept nu mai are treaba cu păcatul, adică s-a făcut dreptatea, da? Pentru acest lucru. Mai avem câteva texte din Corinteni. De fapt, Hristos m-a trimis nu să botez, ci să provodesc Evanghelia, nu cu înțelepciune a vorbelor, ca nu cumva crucea lui Hristos să fie făcută zadarnică. Fiindcă provodirea crucii este o nebunie pentru cei ce sunt pe calea pierzării, dar pentru noi care suntem pe calea mântuirii, este puterea lui Dumnezeu. Iudeii, într-adevăr, cer minuni și grecii caută înțelepciune, dar noi propovăduim pe Hristos cel răstignit, care pentru iudei este o pricină de potignire și pentru neamuri o nebunie, dar pentru cei chemați, fie iudei, fie greci, este puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu. E faină crucea? Eu consider că este instrumentul hotărător ca să putem să fim mântuiți. Ajungem și la răspunsul acesta. Cine trebuie să omoare firea pământească, omul sau Dumnezeu? Ajungem și la răspunsul acestei întrebări în timp. Deci, dar dacă în timp ce căutăm să fim socotiți neprieniți în Hristos și noi înșine am fi găsiți ca păcătoși, este oare Hristos un slujitor al păcatului? Nici de cum. Căci dacă zidesc iarăși lucrurile pe care le-am stricat, mă arăt ca un călcător de lege. Ce ar trebui să zidesc iarăși? Ce era vorba în Galateni acolo? Căci eu prin lege am murit față de lege. Prin lege am murit față de lege, ca să trăiesc pentru Dumnezeu. Înțelegeți asta? Că prin lege am murit față de lege. Exact, tot ce am explicat este scris în acest text frumos. Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Deci întrebarea este cine trebuie să răstignească? Cine trebuie să răstignească? Eu sau Hristos? Care e răspunsul? Eu. Ați uitat deja lecția de data trecută. Mai știați lecția de data trecută? Când a fost în noiembrie. Cine face mântuirea? Dumnezeu? Omul? Sau Dumnezeu și omul? Ha? Deci, nu putem să o facem decât într-o colaborare. Da? Iisus i-a spus tânărului bogat, vino și urmează-mă. Cine trebuia să o facă? Tânăr bogat. Dar dacă Iisus nu venea, avea cui să-i urmeze? Nu. Deci, mântuirea e pentru că în spiritul omului nu poate să intre nimic din afară decât ceea ce omul introduce el înăuntru. Mântuirea trebuie să fie o colaborare. Nu să-l accept, să-l aplic. Că acceptarea este, no, ce, dacă Iisus zicea tânărului, acceptă-mă, ce îi zicea? Crede în mine. Crede în mine, zicea că cred, nu? Dar, poftim? Păi sigur, zicea, eu cred, că l-a pus acolo, dar el, cum era? Vinde tot ce ai. Adică trebuie să renunți la cât ai.
Dar tot, pentru că toate lucrurile pe care tu ți le însușesc să fie ale tale, nu pot fi ale tale. E doar o înșelare de sine să crezi că ceva ți aparține. Deci, fără rațiune, fără colaborarea noastră, mântuirea e zadarnică. De aceea Dumnezeu trebuie prin păcat și prin boală și necaz să ne descopere starea noastră. De aceea Satana dorește ca să elimine orice lucru care ar putea să ne trezească la realitatea stării noastre. Asta el vrea să o facă, să nu ne vedem niciodată păcătoși. Nu ne vedem niciodată păcătoși. Știți care este mereu argumentul creștinilor care vin la mine și zic că boala vine din lipsa de încredere în Dumnezeu? Predicam odată într-o adunare în Germania și am explicat de unde vine boala. A fost de prima dată acolo și ultima dată. Și nu știu de ce n-am mai fost, dar am zis, mă duc fiecare dată, măcar o dată să mă duc, nu? Ajunge. Și zicea sora la ieșire, zice, cred că ai jignit-o pe sora noastră de credință care are 3 cancere și e cea mai evlavioasă din biserică. Ai jignit-o când ai spus că boala vine din lipsa de încredere în Dumnezeu. Adică vine din păcat. Și atunci, care e următorul text care l-auzi întotdeauna? Mă știi? Nu, care e următorul text? Ioan, capitolul 9. Cine a păcătuit? Și atunci, înțelegeți? Noi nu vrem să fim păcătoși. E fain că nu vrem să fim păcătoși, nu? Dar e foarte fain și foarte înșelător când ești păcătos să zici că nu ești păcătos. Și să chiar crezi că ai putea să fii în firea asta veche fără păcat. Că firea veche nu-ți dă voie să fii fără păcat. Deci iubește Dumnezeu pe ăștia care au 3 cancere sau nu iubește? E în favoarea lor cancerul sau e în detrimentul lor? Ăștia sunt mai păcătoși a ceilalți? Sau mai iubiți? Dar spune asta la care e cancer. O să zică, aș vrea ca Dumnezeu să nu mă iubească așa de tare. Da, mai dea și ție câte o boală de asta. Nu numai mie. Vedeți cât de greu este ca omul? E... S-ar putea, nu? De aceea Dumnezeu dorește să ajungă, dar nu poate pe toți să-i prindă în același fel. Da? Și atunci pentru unii le face copiii să fie bolnavi, pentru alții le face să aibă accidente, să le face să se întâmplă aia, la ceilalți au adicții. Prin ce Dumnezeu îi atrage atenția omului asupra stării sale de căzute, e treaba lui. Acum, de cerut, nu trebuie să le cerem. Pentru că dacă Dumnezeu ne iubește într-adevăr și El ne iubește, da? Trebuie să trecem prin necaz. Și necazul mai mare mai vine. Dar dacă nu suntem obișnuiți și dacă n-am murit și avem viața nouă, cum ne vom da viața când vom fi în... Da? Când lucrurile vin. Pentru că lucrurile o să vină și o să avem. Deci crucea este eliberatoare, dar nu ajunge ca Hristos să moară pe cruce pentru tine. Pentru că ce trebuie să se întâmple ca eu ca individ? Iisus Hristos a curățat viața lui Adam, a distrus-o pe cruce și a creat una nouă din ea. Dar ce se întâmplă cu mine ca individ? Eu trebuie să o aplic. Hai să nu mai zicem primit, că primitul înseamnă în subconștient pasivitate. Dar credința e pasivă sau activă? Activă.
De aceea nu zici niciodată să primești. Zice să crezi. Să crezi. Pentru că credința necesită activitatea ta conștientă că tu vrei și ai văzut acest lucru și aplici acea viață. Ți se dă alifia. Cine trebuie să o ungă? Omul trebuie să-și ungă alifia acolo unde ea este necesară. Deci eu trebuie să mor. Omul moare. De care moarte? De moartea veșnică. De aceea, când a murit de moartea veșnică, s-a împlinit legea, s-a împlinit dreptatea lui Dumnezeu. Dar noi cum suntem? Dacă s-a împlinit dreptatea lui Dumnezeu și suntem morți. Suntem cum? Pierduți, pierduți. De aceea Hristos, și aceasta e minunea divină, creează un om nou din elementele vechi. Da? Adică trebuie din omul ăla vechi, pe care l-a răstignit și spiritual, înainte să moară, și fizic, adică sau când a intrat în somnul morții, și învie o creație nouă. Și asta este nașterea din nou. Nașterea din nou nu este continuarea vieții acesteia, ci este o viață complet nouă. Complet nouă. Nu este o îmbunătățire a vieții vechi, ci ea este o viață complet nouă, care acum trebuie să învingă viața veche. Pentru că, vedeți, negru e viața moartă, iar albul este viața nouă a lui Hristos, care trebuie pas cu pas implementată până ajungem la desăvârșire. Da? Deci când negrul s-a schimbat în alb, ne-am ajuns desăvârșiți. Prin ce? Prin credință. Pentru că acest proces e doar un proces al credinței. Da? Nu e un proces, așa zis, e real, dar nu este, e măsurabil în sensul că vezi că omul se schimbă și așa, dar nu am ajuns, noi doar, asta e mântuirea inimii sau interioară, cum zice, da, împărăția Harului, că n-am venit ca să-i duc pe oameni în cer, ci am venit ca să le schimbe inima anterioară. Deci ăsta trebuie să fie un proces mental în care Dumnezeu ne conduce și trebuie să ajungem în interiorul nostru, să fim așa sădiți în adevăr că suntem o creație nouă, încât nimic nu ne mai poate scoate de acolo. Da? Orice lucru nu ne va scoate. Uitam să citesc. Avem nevoie să citim textele acestea că avem o viață nouă și trebuie să înviem. Poate citesc doar Coloseni 3, este un capitol foarte frumos. Da? Haideți să deslușim un pic. Dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, ce fel de înviere este asta? Am înviat sau n-am înviat? Învierea, care este asta? Nașterea din nou, o viață nouă. Nu este o viață veche. Umblați după lucrurile de sus, unde Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu. Gândiți la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ, căci voi ați murit. Unde a murit? Pe cruce a murit. Cum a murit? Prin credință, că n-a murit. Dar în credință, noi am murit. Și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Când se va arăta Hristos viața voastră, atunci vă veți arăta și voi împreună cu El în slavă. Deci, se vede acum că avem viața lui Hristos? E doar prin credință, dar va veni timpul când Iisus va veni și atunci se va vedea în noi, vom avea viața
nouă a lui Hristos, la înviere sau la transformare. Deci omul acesta desăvârșit aici, fără ca să fie transformat, nu poate să intre în cer. Da? Deci trebuie să fie transformat sau trebuie să fie glorificat, pentru că trebuie realitatea să aibă loc. Aceasta este împărăția Harului, în care prin credință facem toate, încă nu le-am ajuns, da? Le punem în practică, ele funcționează, dar funcționează doar în interiorul nostru. Și aici ajungem apoi la desăvârșire, de-abia când Iisus Hristos, viața noastră, pe care noi o avem ascuns în El, se va arăta. Și acum să facem o comparație a religiilor. Religia care nu cunoaște ființa umană și nu cunoaște starea, vă spun că aproape toți credincioșii nu cunosc starea că suntem născuți morți. Nu vrea nimeni să accepte ideea că suntem născuți morți. Da? Toți credem că avem o șansă, adică suntem născuți pe calea aia, dacă sunt două căi. Nu, da, deci stai neutru și crezi că calea așa se separă, că am zis să iau așa o poză cu o cale care se separă, există așa ceva sau nu? Deci problema este că cele două căi sunt absolut separate, da? Nu pot fi aceleași, nu? Și nu poți să mergi de pe calea asta, pe partea asta, imediat o să vedem, decât printr-o moarte. Deci, născut mort, religia încearcă să ne dea învățături exterioare din Biblie, reguli de conduită, exerciții, ceremonii externe, da? Lucruri externe. Noi punem foarte mare preț pe lucrurile care se văd. Și Biblia zice că să punem lucruri pe acelea care nu se văd. Dar la noi nu contează decât ceea ce se vede. Cum ești îmbrăcat, cum te-ai tuns, cum, dacă ai barbă sau n-ai, sau, nu? Porți batic, nu porți, fustă. Da? Deci toate acestea sunt exerciții care nu duc la nicio schimbare interioară. Nu duc. Dar îți dă impresia că tu te-ai schimbat. Când s-a pocăit fata noastră, cea mică, la 16 ani, și s-a dus la o școală misionară, purta numai fuste. De la sine, nu i-a spus nimeni, bine, că și școala era așa. Dar nu după mult timp, când mama ei s-a schimbat și ea fiind legată de mama ei, s-a schimbat și ea. Ce s-a întâmplat cu fusta? Da? L-a lăsat pe Dumnezeu, a lăsat toate. Nu? Deci, clar, atunci când umbli cu Dumnezeu, tu faci o schimbare, dar schimbarea externă nu dovedește schimbarea internă. Că ea poate fi doar una de folos, una să zici, nu, fața lumii arată mai bine și așa mai departe. Deci cea mai mare problemă este că religia nu schimbă inima. Nu schimbă inima. Vreau să zic, în adevăr, când ești, există o creștere, da? După câte o muștie, da? Câtă lumină, așa zis, are. Dar a pune preț pe lucrurile exterioare, pentru mine e o dovadă că n-am înțeles încă lucrurile cum sunt. Da? Pentru că asta e experiența mea de 58 de ani, de când m-am născut în biserică, oamenii care pun accent pe lucrurile exterioare, în interior, nu sunt bogați. Adică, da? De aceea, fiecare când umblă cu Dumnezeu, lucrurile se va schimba. Că va purta neapărat fustă pe munte, nu știu, dar se va îmbrăca decent, adică va fi așa îmbrăcat ca să-L reprezinte pe Hristos, nu pe sine, nu? Dar va fi îmbrăcat frumos, va fi și spălat și poate și parfumat, nu? Sau parfumul e rău.
Da? Fiecare dimineață nevastă mi-am cumpărat parfumele sau le primesc, nu știu de unde. Frați care mă iubesc sau surori și mă mai alimentează cu aftershave, cu astea de duș, no, ce să dai cadou. Și eu iubesc să miros bine. Nu? Iubesc să mirosiți bine. Iubesc și atunci când mă dau, nevastă mea aude, zice, stai, stai, nu mai da. Da? Dar eu zic că nu dau prea mult. Pentru ea zice că miroase pisica și nu-i place la pisica mirosul de parfum. Și atunci trebuie să facă ceva. Deci, noi, e bine când suntem cu Hristos, ne întrebăm cum să ne îmbrăcăm. Eu întreb ca să mă pregătesc de seara, ce o să îmbrac mâine, nu? Aproape am ajuns femeie. Dar ești conștient de ceea ce faci, nu o faci numai așa de lucruri. Deci, când omul nu schimbă la venirea lui Hristos, așteaptă lacul sau iazul de foc. Ca o încheiere, avem primul Adam. În Adam toți oamenii sunt morți, toți oamenii ies din el. Al doilea Adam este Hristos. El este cel înviat, nu cel care a murit pe cruce, ci cel înviat. El poate să spună că are viața veșnică, pentru că toate condițiile pentru nemurire sunt îndeplinite. Da? Pentru că trebuie să fie îndeplinite condițiile la nemurire. Și aia este care? Care e condiția la nemurire? Nu, care e condiția de nemurire? Care este condiția? Poftim? Să nu mai poți călca legea. Asta este condiția la nemurire. Dacă cineva nu poate călca legea, da? Că nu mai este capacitatea de înșelare de sine, atunci acel lucru este complet eliminat. Omul este veșnic, e nemuritor. Și acum, cum ajungem de aici acolo? Ce trebuie să se întâmple cu primul Adam? Moară. Trebuie să moară. Pentru cât timp? Pentru totdeauna? Și atunci, prin credință, luăm viața lui Hristos. Și dacă nu murim pe cruce împreună cu Hristos, unde ajungem? În iazul veșnic, pentru că ce cere legea? Care este împlinirea legii? Asta e împlinirea legii. Aceasta este harul. Da? Acel lucru nu se poate ajunge prin lege. Asta este exact dreptatea și neprienirea legii. Da? Pentru că omul care a păcătuit nu are șansă, trebuie să moară. Iisus explică acest lucru într-un singur text. Dacă să vedeți acum, zice așa Luca 20:18, place așa că Iisus câteodată zice un text și spune tot în el ce există. Știți textul? Zice, oricine va cădea peste piatra aceasta va fi zdrobit de ea. Nu? Și cum urmează textul mai departe? Îl va spulbera. No, ce-i mai fain? Ce se întâmplă cu ambii? Ha? Deci, ce înseamnă să cazi peste piatră și să fii zdrobit de ea? Ce înseamnă acest lucru? Da, în ce am învățat astăzi, ce înseamnă? Să... Care moarte? E crucea, da? Crucea. Și pe acela peste care va cădea, îl va spulbera, ce este? Iazul sau lacul de foc. Ambele morți sunt definitive sau nedefinitive? Moartea pe cruce e definitivă și moartea în iazul cu foc este tot definitivă. Da? Deci Iisus, într-o singură propoziție, zice tot. Nu? Deci, ori cazi pe el și te distrugi, că trebuie să mori, dar una, aici primești viața nouă, că poți să-l alegi pe el ca omul nou,
și altfel nu poți. Și acum, planșa noastră de la început. Cine, unde este răscrucea celor două drumuri? Trebuie să mor, adică acest drum ce se întâmplă? Se încheie pentru mine. Da. Drumul ăsta se încheie. Nu are continuare. Da? Asta mori și ce faci? Și înviu în pe drumul celălalt, care duce la Noul Ierusalim. Vă place mântuirea? Mie îmi place. Îmi place Evanghelia, că e frumoasă și satisface și spiritul, adică înțelepciunea. Este ceva foarte, cum să zic, făcător să te gândești și să te bucuri de aceste lucruri când le înțelegi, cât de frumos a făcut Dumnezeu lucrurile. Dintr-o imposibilitate a creat o posibilitate, adică a distrus pe om care nu mai avea nicio șansă, ca să îi dea o șansă prin a crea o viață nouă. Planul de mântuire este cel mai plăcut lucru, cred că ne face să gândim cel mai mult, pentru că e, eu zic așa, creația lui Dumnezeu cea mai măreață. Adică dacă Dumnezeu vreodată a făcut ceva măreț, a fost să ne mântuiască pe noi. Și de aceea, înțelegând această imposibilitate umană de a fi refăcut, să vedem că totuși Dumnezeu a găsit o scăpare ca să împlinească și legea, nu? Și să dea și har. Și aceasta îl vom, lăuda și vom fi fericit o veșnicie întreagă. Amin.